Carnetele de muncă în format de hârtie trebuia inițial să ajungă la fiecare salariat din județul Gorj până la finele anului 2010. Ele au fost scanate de angajații casei județene de pensii, iar datele au fost introduse în calculator. Cum termenul de finalizare a procesului a fost prea scurt, autoritățile l-au prelungit de mai multe ori, până pe 30 iunie anul trecut. Chiar și așa, inspectorii de muncă nu au reușit să scape de documente din cauza angajatorilor uituci. La data de 15.08.2012, din totalul inițial de 25.134 de carnete de muncă existente în evidența ITM Gorj, un număr de 2.387 de carnete de muncă mai așteaptă să fie ridicate de către operatorii economici pe bază de proces verbal și restituite tot pe proces verbal individual către salariații din evidență. Patronii nu au niciun motiv să ușureze munca reprezentanților ITM, a căror arhivă este în continuare plină. Asta pentru că ei nu sunt taxați în niciun fel, deși documentele zac acolo chiar și de un deceniu. Inspectorii spun că au carnete de muncă de la numeroase firme radiate deja sau de la salariați care nu mai lucrează niciunde de foarte mult timp. În arhivă mai sunt carnete de muncă de la societăți, mai sunt carnete de muncă închise cu mult timp în urmă, ce aparțin cu chiar 6, 7, 8, 10 ani în urmă, din evidența chiar a fostei camere de muncă. În schimb, aparțin salariaților care au fost plecați prin străinătate. Nu toate cărțile de muncă ale gorjenilor au fost păstrate de-a lungul timpului la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă. Multe dintre documentele salariaților au fost păstrate chiar la firmele unde ei lucrau, asta dacă unitățile economice erau autorizate în acest sens.